Rusia folosește violul ca strategie militară în Ucraina pentru dezumanizarea victimelor, în timp ce soldații Kremlinului sunt echipați cu Viagra, se arată într-un raport oficial ONU. Conform știrile ProTV.ro, violurile și agresiunile sexuale atribuite forțelor ruse în Ucraina constituie în mod clar o strategie militară și o tactică deliberată pentru a dezumaniza victimele, a declarat reprezentanta specială a ONU pentru combaterea violențelor sexuale comise în timpul conflictelor, denunțând cazuri oribile și violențe foarte brutale, informează AFP. Când femeile și fetele sunt reținute zile întregi și violate, când încep să violezi băieți și bărbați, când vezi o serie de cazuri de mutilare genitală, când auzi mărturii ale femeilor care vorbesc despre soldații ruși echipați cu Viagra, este clar că este o strategie militară. Iar atunci când victimele vorbesc despre ceea ce s-a spus în timpul violurilor, este în mod clar o tactică deliberată de dezumanizare a victimelor, spune avocata Mauritano Britanică. ONU a verificat peste 100 de cazuri de violuri și agresiuni sexuale în Ucraina de la începutul războiului, însă nu este o chestiune de cifre. Este foarte complicat să ai statistici fiabile în timpul unui conflict activ, iar cifrele nu vor reflecta niciodată realitatea, pentru că violențele sexuale sunt o crimă silențioasă, cel mai puțin semnalate și cel mai puțin condamnate. Cazurile semnalate reprezintă doar vârful icebergului, a subliniat, evocând frica de represalii și stigmatizare, reprezentanta specială a ONU pentru combaterea violențelor sexuale, relatează știrile ProTV.ro.